În luna decembrie, Logoled te așteaptă cu oferte multiple la LED-urile dedicate pentru diverse autoturisme, iar pe lângă acestea, pe Logoled puteți găsi centuri de siguranță colorate, bunghi auto și marcări auto pentru anvelope. La comenzi de peste 150 de RON, vă puteți alege un produs cadou dintre cele 20 disponibile și transportul gratuit la comenzile de peste 250 de lei, valabil doar în luna decembrie. Acasă, deci mai bine să nu. Acum înțeleg de ce n-are scaun aici în dreapta, că omul ăsta are femeia acasă. Japonia! Eu n-am airbag, adică dacă e să facem acum, să sperăm că nu un accident. Stai liniște că nici airbag-ul meu. Eu nu plec de aici, dar tu cam ajungi în parbriz. Salutare mafioși și la un nou vlog, este un vlog așa pe frig, fraților, e un frig afară de îngheață japoneză, de îngheață de tabla japoneză pe mașina asta de aici din spate. Astăzi am zis să vă mai delectăm și pe voi cu mașini, altfel de mașini decât mașini, îmi place, simt și eu nevoia să mai filmez și o italiană, o japoneză. Astăzi avem de filmat o Honda Civic EJ9, da, generația 6. Sincer să spun, cu japonezele e cam complicat. Azi avem un proprietar care știe despre mașina asta. Da. Un proprietar care până acum 2 săptămâni a avut un Audi TT 2010. Audi A3 2010. Euro 5, da. Și a dat pe mașina asta. Da. Stați până la final pentru că îmi fac cuși cu ambele mâini. Să dai o mașină Euro 5 pe o mașină care acum e 9 euro și o japoneză veche. E puțină nebunie. Până la această mașină, vreau să dai un like, un share și un subscribe la acest canal. Dai un share să ajungă cât mai departe pentru că am văzut că vă plac foarte, foarte mult japonezele. Salutare, Mihai! Salut! Cum te găsești la pe tine pe Instagram? WVS Mihai. Am și un canal de YouTube care aș vrea să mă apuc, doar că e mai complicat la început. Când ai o japoneză, te apuci. Da, repara la ea, nu? Exact. Da, mașina a fost luată de la Târgu Jiu. Cum ai zis și tu, am vândut Audi-ul. Și în aceea zi eu văzusem de mult pe OLX și pe Facebook, vorbeam de mult cu proprietarul, întrebam scaun în dreapta, că n-are scaun în dreapta. Am văzut și când n-are scaun în dreapta, deja m-am panicat când am văzut că ceva. Da, l-am întrebat dacă avea centurile de fabrică, mă gândeam să-i pun un scaun original, ceva, să pot să mai iau pe cineva în dreapta, că în spate cam greu să stai, având bara aia de prins centurile în 6 puncte. Fraților. A few moments later. Gata, lasă ușor. Bă, n-am ce să pun piciorul aici, dar cu piciorul în frână, da. Haideți să vă arăt un BMW seria 3 care a avut și kilometri dați înapoi, dar și daune. Mașina, după cum puteți să vedeți, arată foarte bine în pozele de prezentare pe care le-a găsit Car Vertical, dar ascunde un istoric sumbru. Deoarece mașina în 2016 avea 314.000 de kilometri, iar cu 3 luni mai târziu a coborât la 170.000 de kilometri. În prezent, mașina are 300 plus mii kilometri, deci puteți să faceți un calcul că această mașină are 500.000 de kilometri. Iar dacă mergem puțin mai jos, putem să observăm că avem două daune, destul de mici într-adevăr, în Germania, una de 6.400 de lei, iar cealaltă de 5.000 de lei. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul care are jumătate de milion de kilometri, îți poți verifica mașina pe Car Vertical cu 2% reducere din linkul din bio sau folosind codul de reducere merită. Vizionare plăcută! avea scaun original, doar că era rupt și n-avea sens să-l iau când pot să găsesc unul dezmembrat la 300 de lei. În dezmembrări sunt destul de ieftine, să știi, și întreținerea destul de ieftină. O distribuție la asta gândește că e 2 milioane. Ok. Pe Continental, adică nu... Adică pe cea mai bună marcă. Da, pe Continental, nu orice chinezărie. Așa, am luat mașina, am fost până la Târgu Jiu. Am plecat cu trenul de la Gara de Nord. Am ajuns la fix să iau trenul. Okay. Am coborât când am ajuns în Chiajna cu trenul, mă sună un prieten, bă, vin eu să te iau, merg cu tine la Târgu Jiu să luăm mașina. Okay. Am coborât în Chiajna, l-am așteptat acolo la gara din Chiajna pe care o avem noi.
Mult spus. Exact. Și a venit și m-a luat și am plecat la Târgu Jiu să luăm mașina, un prin Pitești să mâncăm. Mă rog, am ajuns acolo pe la 11 și ceva. Ne-a arătat băiatul ce mașină mai avea, că e un pilot de raliu cu ocazia asta, și salut. Avea un Evo 7, un A3 făcut test 3, mă rog, mai multe. Și asta, da. Tu ai toată rețeta de a te duce chitit să cumperi mașina, adică când pleci cu trenul, mai pleci și pe la Pitești să mănânci. Orice ar avea mașina, o cumperi. Da. Adică când ai pierdut tot timpul ăsta pentru o mașină, să pleci pe la Târgu Jiu. Poți să spui că asta e o japoneză oltenească, pentru că o japoneză prin Oltenia cam foarte rar, sincer. Da, da. Păi mașina întâi a fost la București, okay. După aia proprietarul a cumpărat-o la Târgu Jiu și după aia am luat-o din nou la București. Spune-mi ce avem sub capota asta îndoită și puțin ruginită. Da, nu, ruginită din cauza că s-a îndoit. Uh-huh. Sub capot e un D16Z6, a fost făcut swap de la 1.4, 16Z6, faimosul motor după EG5, generația veche, adică Civic 5. Vitec. Vitec, da, bineînțeles. Sincer, cu evacuarea asta și la cât de tare merge, uneori nici nu-l mai simți. Adică o să vezi. Teoretic ar trebui să intre undeva pe la 5.000-5.500, ea având 9.000 de ture. Și limitarea la cât e? 9.000. La 9.000 se duce mașina asta? Da, la 9.000. Și e testat, adică n-am crezut proprietarul, eu i-am dat. Trebuie să vezi plecarea după loc. Păi e un 9.000 de ture, era Honda S2000 care zicea. S2000, doar că asta e limitată până 8.000 de fabrică, okay. Și soft, modificări. Softul, din ce am înțeles, a fost făcut la Bafo, la Galați. Mm-hmm. Da, 9.000 de ture, e haos în mașină. Am înțeles. Mașina, momentan, tu ai de 2 săptămâni, încă așteaptă fiscalul. Da. Sperăm că o să-l primească, până punem noi tipul să ai și fiscal. Da. Să pui și numere pe ea. De ce ai luat mașina? De ce te-ai dus chitit pe Honda și nu pe altceva? În primul rând, o japoneză la noi în România e greu de găsit. Sunt greu de găsit și lumea încă nu are cultura asta. Mm-hmm. Eu am crescut în Italia, am stat în Italia vreo 7 ani. Și acolo pe mașini e o altă cultură, mai ales pe japoneză. Lumea cumpără japoneze, modifică japoneze, sunt mai mulți tuneri de japoneze. Și am crescut acolo de la 12 la 18 ani, am întors în România. Și na, având acolo o altă cultură, na, m-au pasionat. Fast and Furious. Într-adevăr, am crescut și cu filmele alea și normal că... Vezi că spun oamenii că, domne, că nu te influențează filmele astea. Bă, te influențează pentru că... Sincer, cu toții. Da, ce m-a influențat din film a fost Nissanul R34, uh-huh. GTR-ul. Și normal, o mașină de genul nu pot să-mi permit, că e o mare de 100.000. Dar e bine că are numere cu GTR. Da, are numere cu GTR. O mașină de genul e sare de 100.000 cu motorul ăla faimos RB26 DET, da. Single turbo, e sare de 100.000. Sincer, eu nu am fost fanul japonezului din Fast and Furious, pe mine m-a fascinat Vin Diesel cu americani, da. Cu mascarurile, de-aia mi-am cumpărat V8. Da, normal. Dar pot să spun cu mâna pe inimă și cu așa cu durere în inimă că acea Honda Civic pe care am filmat aia neagră de 1.8, 200 și ceva de cai, 300 de cai cât avea, m-a făcut să plâng cu V8-ul meu. Nici nu mai vedeam, aici de bus a dus cartuș. Cred că tu, unei japoneze, este tabla, că e mai subțire și automat e mai ușoară. Da, tabla e problema. Deci, dar e și una tu. Da, exact. E foarte ușoară. E foarte ușoară. Mașina, cred că are undeva la 800-900 de kg, neavând niște chestii înăuntru. Fără rugină, că dacă mi-ai pus și rugină, adică mai mâncat. Da, mai scade câteva grame pe acolo. Vreau să-mi iau GTR. De la 12 ani eu căutam GTR. Uh-huh. Pe site-uri. Am găsit site-uri de import din Japonia, în Italia, după aia am găsit în România și așa, mobile.de, autoscout. Găseam o grămadă. Vrei să deschidem? Hai să deschidem și capota puțin, să vedem cum arată și aici capota. Mamă, și atunci la deschidere japoneză, cu genunchiul. Cred că de-aia e strâmb acolo. Da. Băi, cât de simplu mi se pare motorul ăsta și totuși pentru 1.6 mi se pare destul de mare și probabil e din cauza faptului că e pus transversal, nu-i logic. Exact, exact, se pare foarte mare. Dacă îl vezi așa plin de ulei, uh-huh. Mi s-a întâmplat în felul următor. Am fost la un prieten să îmi fac revizia, bujii, ulei, filtre, chestii de genul, știi, adică o chestie elementară. Am dat, și garnitura de la capacul ăsta, că cam e acum boala putem, lor, da. E o garnitură, da, e pierdea ulei pe lângă. La 9.000 de ture, la coxul ăla pe care l-a luat, 100% se... coace garnitura aia. Da. Și am pornit mașina după ce am făcut tot, am schimbat ulei, tot ce trebuia, am pornit mașina, mergea în 3 cilindri. Ne-am uitat la fișe, vedeam că e pe fișe, încă fișe, da. Cilindrul ăsta avea problemă, nu mergea cilindrul 3. Ok. Ne-am uitat, fișe dădea scânteie, bujia era bună. Fun fact, eu când am cumpărat bujiile, am luat bujii de gaz. Nu știam că există bujii de gaz. Am luat bujii de iridium pe gaz.
n-am știut că scria și LPG pe ele, dar nu mi-am dat seama. Le-am montat și le-am pus în mașină și vedeam că are probleme, că nu merge cum trebuie. Am sunat în stânga și în dreapta, am dat de un domn de la Timișoara, Călin Vuia, care e un faimos vânzător de piese, zicem, are foarte multe piese de Honda, vinde Honda în general. Am explicat ce și cum și mi-a zis, bă, vezi că sunt bujile, nu sunt bune, nu sunt bune bujile. M-am dus la aici o firmă să cumpăr niște bujii, le-am montat, merge mașina în 3 cilindri. De ce merge mașina în 3 cilindri? De ce merge mașina în 3 cilindri? Până să mă uit eu cu un prieten care mai modifică și el mașini, scoatem fișele părând și vedem că avem problemă pe cilindru 3. Ne uităm la injector și vedem că cablajul de la injector era... Ia vină mă de aici, cablaj. Era la cablaj. Belit. L-am izolat separat, asta de aici. Okay. L-am izolat separat și mașina a început. Păi, dar stai 2 secunde. Ce e asta, frate? Ai o dotă de hell aici. Da, proprietarul, din ce am văzut la toate mașinile, are oil catch can făcut așa, gazele de carter, pentru că ți-ai explicat și bază cu Honda neagră. Da. Gazele de carter ies prin tubul ăsta și se duc în doza aia. Deoretic se pune un furtun să cadă jos pe asfalt. Asta intră în admisie, se le bagă înapoi în motor, un fel de eghere, teoretic, știi? Dintr-o doză de energizant. Da, da. Trebuie să-i pună niște Red Bull acolo ca să-i dea aripi. Dar cred eu ca să-i dea aripi mașinii astea, spune și mie când arunci turbo pe ea. Nu știu, pentru că ți-am zis, un kit de turbo pe eBay e 600 de euro, 700, 800 de euro, 1000 de euro, unul cu o turbină mai mare, dar la 9000 de turbine spargi, poți să spargi orice, poți să spargi turbină, poți să spargi downpipe-uri, poți să spargi intercooler și ai spart ăla, poate dai și în motor și nu se merită. Dacă nu vrei să intri în motor, să-l forjezi. Să forjezi un motor de genul nu e foarte scump, cu un set de pistoane forjate undeva la 4800 de lei. Păi aia, dacă desfaci motorul trebuie să schimbi cu zineți, să-l faci close deck, pentru că mașina e... Ce juge. Da. Spune. Mașina are un open deck, adică blocul e full, dacă te uiți, și merg așa de la 9000 de ture în continuu. Și nu mănâncă gram de ulei. Motoarele astea sunt open deck, au pe lângă cămăși, au un spațiu și pe aia vine blocul în sine. Mm-hmm. Când îl faci turbo și când îl forțești, trebuie să-l faci close deck, să-i pui să nu se spargă, să fie mai rezistent. Cred exact. Și la Subaru, la boxer, e la fel, nu? Exact, acolo aia e boala lor. Am trebuie să le faci close deck, să reziste la puteri mai mari. Turbina ar trebui să vină aici, unde sunt downpipe-urile ei originale, dar a și fost scos AC-ul, asta e pompa de servo, care e un servo mecanic. Îi dai și o chestie când se aude? Imediat. Hai să vedem aici o nebunie. Mașina scoate flăcări, Madi, deci puțin mai departe de ea. Să vedem dacă pornește, că am rămas fără baterie zilele astea. Jură-te. Bun. N-a spus flăcări, dar se aude... Nu e încălzită cum trebuie. Deci, e mai departe... Când se încălzește bine, atunci le scoate. E testat. Vino, Mari, să vezi și unde să stau eu. Stai să-ți deschid ușa. Deschide ușa. O să fie chiar interesant, pentru că eu o să stau astăzi la test drive. Mamă, ce vibrează fundul, frate. Aici o să mă țin de asta. De nebunia asta. Sau de bara din spate. Da, frate, uite, am o bară aici. Am o bară de rigidizare, nu? Da. Da, și mai mult pentru centuri, pentru că o bară 2000 de rigidizare se prinde pe punțile din spate, pe amortizoare, cum ar veni. E simplu la interior, nu e și murdare, că n-am apucat să o spăl, mai ales pe frigul ăsta. Mi-e frică de mașina ta, mă crezi? Deci chiar mi-e frică, nu știu, că mă urc tot timpul într-o japoneză și în Subaru la frate, nu știu, îți dă feeling-ul ăla de mamă, mor cu ea. Ce am înțeles că ți-e frică puțin cu ea? Iarna, momentan, din cauza cauciucurilor, că am avut și eu o chestie nasoală când m-am întors ca de la Târgu Jiu, pe dealul negru. Am luat o curbă la dreapta puțin mai tare și a fugit curul. Cred că era pe lei pe jos și pe sensul celălalt era și poliția. Cred că e foarte ușoară de spate. E și foarte ușoară. Bine, acum e mai grea pentru că am evacuarea de la mașina veche, am conductele de la AC și mai am câte
fac chestia aruncată. Când cumpără Honda e ca la BMW, iarna pui niște stagi de nisip în spate ca să nu-ți fugă fundul. Da, exact. Pe parte de transmisie avem 5 trepte. 5 trepte. Short shifter ceva? Nu, e original, vreau să-i pun, dar un short shifter, adică să iau un short shifter de la care e pe un site 40-50 de lei și să-l pune doar un băț mai scurt. Da. Short shifter în sine umblă deja în cutii, adică sunt mai multe, să zicem. Volan Sparco, okay. E foarte simplu, vreau să-i pun un quick release, dar mai aștept. Și scaunul? Scaunul NFK, omologat FIA, la fel și centurile au fost omologate FIA, dar a expirat omologarea FIA. E bine că măcar unul dintre noi o să fie safe astăzi. Da. Nu o să fie ăla. Nu, și tu ești safe acolo. Ok. Și cam atât, pe interior nu are foarte, foarte multe. Plafonul a fost făcut negru, nu e un Alcantara de calitate. Stâlpii la fel au fost făcuți negri și mai are chestia asta aici, care e roșie și noaptea se vede super mișto. Mama, asta e pentru fete. Da. E o fată aici în spate, îi faci atmosferă. Da, așa. Noaptea se vede, eu fac o atmosferă mișto. Eu îi se dă multe zdravi, sunt unghii și Madi cu camera acolo în mână. Hai să montăm camerele, eu stau aici în spate, îți pun camera pe cap, o să facem pof cu mașina. Ok, așa. Te las și pe tine să o conduci dacă da? Vrei. Da? La întoarcere o conduc eu. Doar să-mi capi în scaunul ăsta, îl dăm maxim în spate, că ești mai înalt ca mine. Una cât de joasă e, frate, filmează Madi puțin. Uite și tu puțin la piciorul meu. N-am probleme cu ea în București, să știi. Cred că o să fie un test destul de interesant. Dați și voi un like neapărat, dați un follow și lui Mihai și neapărat dați și un subscribe pe canalul lui de YouTube. O să vi las în descriere, încă nici eu nu l-am aflat canalul, deci până probabil o să editez vlogul, o să aflu și numele canalului. Hai să vedem cum merge această Honda, că înghețăm aici. 1, 2, 3, sincron. Băi, mafioților, hai că am început și noi. Poți să-i dai? Mamă, frate, ce dubios e să stai așa, stai ca pe bancă. Mamă, stai două scuze, suci și bancheta în spate. Totul se duce în spate aici. Da, da. Pe aici? În față. În față. Bun, n-am ce să mă ține și ne pun la cameră. Care este cel mai potent motor pentru HP de s-a pus pe această caroserie? Sincer, cred că sunt trei variante. Uh-huh. D16-6 ăsta care l-am eu. B16A2, care e totul 1.6 VTEC. Și B18, nu mai știu cât, care l-avea băiatul ăla pe Honda Neagră. Ce preferi, jante originale sau aftermarket, părere? Astea care sunt pe mașină sunt niște OZ-uri originale. Tot ușoare, nu? Da, tot ușoare, că, na. Și oricum nu cred că ar fi o problemă, că mașina e foarte ușoară. Și mă ajute pe niște jante originale pentru că sunt mai rezistente. Și, na, când ai într-o groapă, poate nu se îndoaie. Într-adevăr. Am avut jantele alea pe Audi-ul vechi, toate gropile erau ale mele. Și jantele erau drepte, n-aveau nicio treabă. Am zis, uite, o întrebare. De ce Honda și nu BMW? Nu-mi plac BMW-urile. De ce nu-ți plac BMW-urile? M-am plimbat și nu pot să zic că m-am plimbat cu un 1.6 diesel sau ce motor sunt pe motoare pe BMW. M-am plimbat chiar cu un E65-25 benzină. Adică... Dacă era automat? Manual. Manual? Okay. Manual. E că unul destul de bun, putem să spunem. Dar, nu știu, parcă nu-mi dă feeling-ul ăla de... Nu știu, de condus. Și eu preferam mai mult Audi-ul meu, 1.6 diesel, decât un BMW, sincer. Nu știu, nu mă pasionează BMW-urile. Păi, nu, n-ai feeling-ul din Honda asta, clar. Am vrut să-mi iau la un moment dat, să dau Audi-ul, să-mi iau un E92, dar parcă, nu știu, nu m-a convins. Am înțeles. La câterea motor este? Ca stricat niciunul, ca swap al doilea, să zicem, pentru că de la 1.4 a fost trecută la 1.6. E bine, din 2000 până acum, doar două motoare chiar. Și pare 234.000 tabla, că motorul nu știm. Să știi că să mă ține centura asta aici. Ușor, ușor, pe jos aici e... Da, nu, ai văzut, dădea în gol. Dreapta aici. Aici? Da, da. Ai văzut, eram la 6.000 de angol. Mamă, frate, e haos mașina asta, bune, de ce m-am urcat în ea? Stai că îi dai după aia pe... Da. Suspensie? De care? Nu știu. E bine. Nu știu, dar am un plan să trec la ceva... Ia uite cum faci, totu suspensie. Am un plan să trec la un D2 Racing sau ceva mai nu foarte scump. Mamă, frate, zici că mori, zici că e o cutie de tablă cu volan și motor pe bune. Da, gândiți, eu n-am merg, adică dacă e să facem acum, să sperăm că nu un accident.
dai niște gricele pe gumele. Eu nu plec de aici, dar tu cam ajungi în parbriz. De-aia spun, ai grijă maxim 120-130. De la ce a venit pasiunea cu japoneză, cred că Fast and Furious. Ia de-i 9000 ture, să vedem. Gata, bă, gata, lasă. Băi, ea nu este... Este super brutal, adică față de un 8 la turbo, clar, e super liniară, dar vite cu ăsta... Și eram cu... 3. A treia la aproape 140. Și mai mergea mult. Dar nu s-a dus în 9000 ture, s-a dus, s-a limitat de 7500. 8000, de-aia bate pe 9000. Da? Asta e, da, a fost pusă pe calculator și pe calculator arată 9000. Mamă, că bate fix pe 9000. Nu știe limitatorul să dea mai mult, asta e și una dintre ele. Are cupul de betonieră, te salut din Calea Severin. Bă, n-are cupul de betonieră, dar are sunet de marfar, pot spune? Da. Se aude super tare aici în spate. Dar e genul ăla de japoneză, știi, face zgomot. Nu te sperii atât de tare, știi? Uite, dacă mergem cu... Hai, dă-i, că văd că vrei să dai. Japonia! Gata, mă, lasă-o ușor, gata. Mamă, simt spate pe bune că motorul ăla, cum se scrâne acolo, cum... Pentru asta e făcut, adică motorul ăsta, da, asta rezistă cu turbo la foarte mult abuz. Asta cu turbo ar fi... E pericol. Dacă îi pui turbo, nu mai fac vlog cu tine. Că e clar că acolo să fie haos. Da, exact. Sunt fiabile că nu prea își cumpără lumea. Sincer... Să-ți povestesc o chestie. După ce am făcut schimbul de ulei, la motoarele benzină în general trebuie să strângi bușonul de la ulei foarte tare, pentru că fac presiune. Presiune, da. Eu n-am strâns bușonul de ulei foarte tare și a sărit în mers. Și am ajuns cu mașina, n-avea compresie motorul, când n-ai bușon, nu are compresie. Am mers până la Deva, așa, cu el, cu la E39 și nu trăgeam nici nu trage mașina. Exact, și nu face compresie motorul. Și am mers din Rahova până în militari. Fără bușon de ulei. Mașina în momentul ăla nu trăgea, că avea o altă problemă. A sărit ulei, dar n-am nicio problemă. De ce Honda Civic? Pe probabil dacă vrei într-adevăr spiritul la japonez, ori îți iei o Supra, un Nissan, dacă ai bani ca lumea, sau un Eric 7, ori îți iei... La fel dacă ai bani. Sau dacă nu îți iei o Honda Civic, că e accesibilă. Bate un Passat? Nu știu. Pot să spun doar că mă întorceam de la o filmare, că am mai fost la o filmare la un videoclip. Și era un A6, un C7 în fața mea și cam îi dădea și cam îl împingeam de la spate, sincer. Ia. Și bănuiesc că era un 2.0 diesel, ceva de genul. Hai să facem la un 60, la un 120, lasul la 60, ai 80 acum la oră. Hai că spun eu că n-ai 60. Și o ții tu în ce treaptă vrei tu, 70 ai acum? Așa, mai las-o puțin. Mamă, ești cu 1 acum? Ești cu 2, nu? Sau cu ce? Cu 4? 4. Bun, dar dai cu 2, cred. Păi o dăgătuie foarte mult când plecăm. Da? Da, îi dau. Ei. Eu dau shift. Când vrei tu, poți să-i dai... Te bază puțin de scaun, 80, 90, 100. Mamă, când îi dă 3-ul, 110, 120. 130, limitare, ia să vedem, 140, gata, lasă ușor, 150. O să punem un timer, dar pot să spun că sunt niște secunde pe care chiar le simți. Stai acolo și te uiți în bord, hai, să ajungă la limitare, știi? Face și tu, nu face momentan, dar am înțeles că planurile tale acolo se îndreaptă spre... Da, spre turbo. Pe turbo. Agăți, gagici cu ea? Nu. Deci nu, chiar, cu asta nu. Mai ales ca și femeia acasă, deci mai bine să nu. Acum înțeleg de ce n-are scaun aici în dreapta, care omul ăsta are femeia acasă. Acum înțeleg de ce.
Cred că o să facă și mie marirea aia, șeptar la fel și la să scoate scaurile și bancheta. Cât timp scoate 0-100? I-ai furat de 0-100? Nu, dar putem să îi facem dacă vrei, dar trebuie să avem o plecare bună după loc, pentru că la ture joase, gen 1000, e cam moartă, cred că ai văzut. Vezi că la viteza asta de la 60 la 120 se duce bilișor. Pentru 125 de cai ai spus că are de fabrică, da, motor. Stock. Motorul 125 de cai stock, da. Dar știi, cum cumpără o mașină, proprietarul zice că a făcut niște chestii, dar nu poți să fii asta sigur că a făcut chestiile alea până nu te uiți tu. Ține-te. Da. Plasa anvelopă 90. Suta. Mamă, ce miroase anvelopă, frate. Deci miroase, frate. Gata, mamă, lasă, gata. Gata, lasă ușor. Nu cred că a fost cel mai bun grip, deoarece e și frig afară și cauciucuri de iarnă puțin tocite. Cauciucuri de iarnă și puțin nisip pe jos. Dar nu e lentă. Eu zic că 10 secunde am zis, dar acum cred că tot a scos un 9. O să vedem pe filmare. Vibe-uri de NFS World, pentru cine știe. Cam da, cam da. Cam ăla e. Upgrade la turbo are de gând, mi-ai spus că vrei să faci treaba asta. Da, doar să găsesc niște... o persoană care vrea să se bage la ceva, pentru că pentru Honda nu avem destui mecanici. E un motor cât de simplu pare, pe cât l-ai văzut, cu atât de complicat e. Pentru că are vite cu mulți, n-am mai auzit de așa ceva. E un fel de Vanos la BMW. Păi și la BMW, când pică Vanosurile, de obicei nu prea găsești mecanici care să... Exact. Să le pună la punct, să le facă cum trebuie. Exact. Da. Pe o scară de la 1 la 10, cât de ușor sau ieftin este de întreținut o Honda? Bine, tu ai de 2 săptămâni mașina, dar... Am mai avut. Ai mai avut? Am mai avut și să-ți spun, mi se pare ieftină. E o mașină la care găsești piese ușor. Destul de ușor. Și noi, ce nu găsești poate la modelul ăsta care e facelift, s-ar putea să nu-i găsești piese de caroserie, gen capotă. Eu aștept să-mi găsesc capotă, că nu găsesc capotă. Ok. Bară față nu găsești, aripi nu găsești, pentru că e facelift și faceliftul arată de față de un non-facelift, arată destul de bine și toți vor să le facă facelift. Am înțeles. Toți. Și, na, nu se găsesc. Da. Și nu se potrivesc, pentru că dacă tu un non-facelift vrei să-l faci facelift, trebuie să schimbi aripi, faruri, trager, capotă, toată mașina. Da, botul cum ar veni. Am înțeles, deci mie mi-a face neapărat. Exact. Și cine le are le vinde scump, pentru că știe ce vinde și da. E civicul ăla de trezește tot cartierul? Dacă stă pe unde stăm, pe unde stau eu, cam da. Dacă e galben și tot tare, da. El e. Are ulei în portbagaj? Nu. Chiar nu mănâncă gram de ulei. Am venit tare de unde am luat-o de la Târgu Jiu. Mă plimb tare și acum o să vezi după ce am dat noi acum, o să vezi că uleiul e tot acolo. Dacă e slipper, mă întreabă cineva aici. Nu știu să zic că dacă culoarea asta așa, dacă o las așa, pare cu rugină cu alea pare să fie slipper. Dar nu m-am să fac. Dar nu-mi place să puțin așa cu rugină, cu alea. Poate unul când vine din spate și îți dă flash o zice, ce-i continuața asta și când îi dai un 2 la... Într-adevăr, da. Și am văzut că și pe spate, pe portbagaj e puțin rugină, dreapta aici. Deci mașina poate nu... Dar bine că unui japonez de-i stă bine în felul ăsta, dacă mă întreb cu puțin rugină acolo. O pată de rugină. Da, bine, sunt unele care au gaură în podea. Mi-aduce aminte puțin de Need for Speed Pro Street. Da. Dacă știi Eric 7 la început, pe digi tot. Da, îl știu. Ia de așa cu un 2 de aici, să vedem. Gata, mancă, le urcăm pe dasterul ăsta. Ușor. Gata, lasă ușor. Bă, n-am ce să pun piciorul aici, dar cu piciorul în frână, da. Se uită oamenii, te dai cu dusterul ăsta. Fiind așa veche, să zicem, din anii 2000, e de altă senzație. Ai fost la filmarea clipului CTT? Da, am fost. Te știu oamenii de acolo. Da, știu.
Au văzut, erau mai multe mașini acolo, și băieți cu BMW, cu seria 4, și au zis că e haos mașina. Băi, da, chiar e o mașină faină. Sincer, dacă vrei să te distrezi, bani puțini. Asta e rețeta. Și să știi că face și drifturi. Băi, la cât de ușoară e? Cu frâna de mână face. Păi îmi dau seama că e foarte ușoară, adică mașina asta n-ai foarte multă putere să rupe aderența. Exact. Da. Dacă avea, are 800 de chile acum sau 800 de chile de fabrică? Nu, de fabrică are o tonă 100, o tonă cam pe acolo, depinde de ce chestia are. Asta e cam Kelline, n-are nici geamuri electrice, nici oglinzi electrice, nu are dotări, are doar boxe și casetofon. Trebuie să le ajungi pe asta. Eu mai ascult muzică, vreau să o insonorizez, să ascult și niște muzică. Dar cam pe acolo cred, fără scaun în dreapta, fără niște chestii în spate. Ce-a mai fost, chestiile care au mai fost anulate pe la motor. Stai două secunde, vreau să fac un TikTok, stai puțin. A trecut un RS7 pe lângă noi. Mafioților, azi o să primim o mașină fără scaun în dreapta. Și haideți să vedeți de ce nu are scaun în dreapta. Mă ține așa de centură, dai, ratatatata. Mamă, fratele meu. Oh! Uh-huh! Stai ușor, lasă ușor. După sunetul ăsta trebuie să știi ce mașina e. Haos, fraților, urmează vlog pe YouTube cu nebunia de mașină fără scaun în dreapta. Gata, lasă ușor, lasă, gata. Gata, lasă-o. Lasă-o. Mamă! Băi, dacă mi se dea o altă mașină, sincer, o japoneză clar e altceva. Clar, dacă vrei să simți feeling-ul ăla de nu știu, de mașină adevărată, o japoneză 100% îți va satisface treaba asta. Poate și o pisicuță, dar nu la E36 e totul mult mai controlabil, dacă mă... Exact. Aici grijă că nu avem controle. Nimic, doar ABS. Atât. Dar merge? Merge, funcționează. Martorii sunt aprinși cercuri de la, pentru că lipsește și o sondă Lambda și okay. Da. Și SRS-ul, airbag-ul de la șofer, că aici nu avem airbag, da. Dar în schimb controle, no. Aici ești doar tu, volanul și ambreiajul, atât. Și cutia de viteză. Da. Iar dacă aș da o notă, i-aș da un 9. Pentru că totuși, cred că cu un turbo. Da, turbo, aia fac toată lumea care își cumpără o Honda Civic și au bani, turbo. Asta e primul lucru pe care îl fac, cu turbo și ai rezolvat problema. Deci, las loc pentru 10, pe data viitoare când o să fie turbo mașina. Și, dar nu știu dacă să mă urc în ea. Trebuie să aibă neapărat scaunul în dreapta, să aibă scaunul exact ca al lui. Da. Atunci mă urc și eu în dreapta. Ți-ai zis ca să simți experiența. Stai, mamă, puțin, unde e ăla sau mai în față? Aici, în dreapta. Mai jos, ăla-i. Așa. Lasă. Mamă, frate, bă, ce e asta, frate? Ești că ești mașină de Formula 1. Îmi place oglinda aia, nu știu dacă vedeți voi acolo, oglinda aia e chiar... Am frate mătrasă? Așa. Bă, dar vezi că am brajul și de mișto. Da, cred că e nou. Pare nou, adică se este. Bă, băiatule, și că e cart. Ăsta l-o. Mamă, ce mișto e, frate, jur. Bă, ce mișto e, jur. Deci e mult mai mișto să o conduci decât să stai în dreapta. Păi, mai ales cu suspensia căroare care nu știu ce e. Bă, ești nebun la cap, ce-mi place. Ce jucărie de mașină. Nu știu dacă vedeți fața, dar... Mamă, jur, vezi? Și vezi că e chestia de aspirat, știi? Da. Bine. Doamne, merge genial, frate, jur. Dacă știam că ăsta e feeling-ul pe care l-ai la volan, nu mă speriam atât tare, jur. E foarte sigură. Da, mi se pare acolo, mai ales când ai și centurile, mi se pare că eu nu plec de acolo. Poate să se întâmple orice, că eu, dacă e să plec, plec cu tot cu scaun. Ceea ce nu e ideal, să plec tot cu scaun. Exact. Mamă,
Mamă, dar merge mișto, frate, jur. Doamne, genial. Bine că m-am condus și eu să văd și eu cum e, pe bune, jur. Probabil că când accelerezi și lași accelerația, te dă așa puțin în nas. Pentru că tampoanele din fabrică, tampoanele motorului. Wow, am dat capul de la vol. Tampoanele motorului din fabrică nu sunt cele mai bune și trebuie unele poliuretanice ca să nu mai dea așa în nas. Nu, man, dar merge super bine, jur. Jur că merge super bine. Genial merge. Acum îi dau 10, jur. Deci îi dau 10 acum, merge foarte mișto. Chiar mi-a plăcut.